Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne aflăm în zi de mare sărbătoare pentru Moldova noastră, pentru țara noastră și pentru întreaga Ortodoxie. Ziua sărbătoriei Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași. Mult milostivă, ce gravnică ascultătoare și ajutătoare, cea care împlinește multe dorințe și multe rugăciuni. Această sfântă este născută în Epivata Tracii, lângă Constantinopol, în jurul anului 1025. Provine dintr-o familie drept slăbitoare de creștini, învățată de mică, mai ales de către mama sa, să meargă la biserică, să se roage, să se spovedească, să se împărtășească, să caute plăcerea lui Dumnezeu. Așadar, când mai crește un pic, și la minte și la trup, se hotărăște să îmbrățișeze viața monahală într-o mănăstire din Constantinopol. După ce stă puțină vreme acolo, pleacă în Valea Iordanului pentru a fi pe urmele Sfinților nevoitori, care au urmat lui Hristos și l-au mărturisit. După aceea, prin vedenie de la înger, este înștiințată că trebuie să meargă înapoi în satul său natal, în Epivata, și acolo își va da obștescul sfârșit și își va da sufletul în brațele lui Hristos. La puțin timp după moartea sa, moare și un marinar care este îngropat lângă ea, pe malul mării. Și Sfânta îi se arată în vis unui om din acertat și spune: du-te și dezgroapă moaștele mele de acolo, pentru că lângă mine este îngropat un om păcătos. Se vede că Sfinții nu pot să stea lângă cei păcătoși. Se vede că de multe ori cuvintele Sfinților sunt cele care ne pătrund lăuntric, ne ating conștiința, ne arată cine suntem și de multe ori nu le putem răbda. Pentru că suntem marea noastră majoritate păcătoși. Sfânta Parascheva s-a nevoit încă de mică de a ajunge Sfântă. Pentru că atunci când era în biserică și a auzit la Sfânta Evanghelie de cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, la auzul acestor cuvinte, Sfânta, atinsă fiind lăuntric de Dumnezeu, s-a hotărât să-i urmeze și ei lui Hristos. Cum? Prin viață cinstită și cuvioasă. Vedem că pe Sfânta Parascheva o numim prea cuvioasă sau cuvioasă Maică. Pentru că în biserica noastră avem mai multe tipuri de sfinți. Avem ucenici, avem mărturisitori, avem ierarhi, avem cuvioși, fiecare cum l-a slăvit pe Dumnezeu cu viața sa. Sfinții cuvioși sunt sfinții care au dus o viață curată, o viață bine plăcută de Dumnezeu, o viață de rugăciune pentru ceilalți, o viață în care prin iubire față de oameni îl vedea pe Hristos în fiecare dintre semenii săi. Îl vedea pe Dumnezeu în toată creația sa. Se ținea aproape de biserică și încerca să se împărtășească cât mai des cu trupul și sângele Domnului, în viață frumoasă și curată și bine plăcută. Vedem că în vremurile noastre aceste virtuți, în special curăția sufletească și trupească, sunt din ce în ce mai bajocorite, mai neînsemnate. Și Sfintele Moaște la fel. Vedem că la Iași, în fiecare an, se face mare pelerinaj, poate printre cele mai mari din toată lumea. Și oamenii vin din evlavie pentru Sfânta Parascheva, pentru că sunt îndemnați de conștiința lor și de sufletul lor. Pentru că au văzut în Sfânta Parascheva o mare ajutătoare. Au simțit minunile ei. Și vedem că suntem bajocoriți pe mass media de unii și alții necredincioși, care ne spun că pupăm oase, că suntem înapoiați, că suntem învechiți și așa mai departe. Dar ei nu poate să-i explice minunile. Rațional, științific. Nu poate să le explice. Din punct de vedere științific, Sfânta Parascheva a trăit istoric, pentru că e atestat istoric, perioada ei. La fel și minunile ei sunt atestate, tot științific. Și dovedite, pentru că oamenii s-au vindecat de cancer, au putut să facă să nască prunci, și mamele nu puteau și așa mai departe. Științific, toate. Dar oamenii de știință care sunt efectiv împietriți lăuntru și foarte mândri, nu poate să rabde aceste minuni și să le mărturisească. Și rămân în fixații de mândrie lor. Și de aceea nu poate să fie credincioși. Dar cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și pe Sfinții săi, știu puterea minunilor, știu puterea credinței
Și de aceea vin cu sutele de mii în fiecare an, oricât de mult ar fi batjocoriți. Pentru că nouă nu ne pasă de aceste lucruri. Noi trebuie să ne păstrăm legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții, pentru că altfel suntem pierduți. În primul rând, pentru ce? Pentru a câștiga viața veșnică. Ăsta e scopul nostru. Sfânta Paraschiva, având-o ca model, a fost interesată de mică de viața veșnică. Și vedem că a avut o familie foarte credincioasă. Așadar, influența părinților în educația copiilor și în familie și în cei din jurul lor este crucială, putem să spunem. Pentru că dacă noi educăm copiii cu toată demonizarea care este astăzi, dacă nu îi vom educa în Duhul creștinesc și duhovnicesc, le vom pierde sufletele. De aceea și Sfânta Paraschiva a ajuns sfântă și a avut și un frate Epifane care este episcop, a ajuns episcop și a mărturisit și el în Hristos și este trecut și el în rândul Sfinților. Deci în această familie de oameni credincioși s-au născut doi sfinți. Nu i-au avut părinții neapărat să ajungă cei mai buni profesori, cei mai buni ingineri, cei mai buni doctori, cei mai buni în jobul lor și în profesia lor. Au avut să ajungă plăcuți lui Dumnezeu. Câți dintre noi mai vrem astăzi să fim plăcuți lui Dumnezeu? Pentru că asta e cel mai important. Părintele Iustin se întreba uneori, spunând vorbinile copiilor, și zice, ce este Sfântul? Întreba uneori și zicea, uite, vedeți? Aceștia micuți ai noștri sunt sfinți, pentru că sunt curați. Ei nu au o gândire a păcatului, nu-și pun problematica celor rele. Pur și simplu trăiesc într-o libertate a Duhului. Și dacă sunt crescuți bine, sunt crescuți frumos, au toate șanse să fie rugători pentru noi și mărturisitori înaintea tronului de judecată lui Hristos. De asta avem nevoie. N-avem nevoie așa de multe cele materiale. Poporul nostru n-a avut și nu va avea bogății materiale, pentru că nu le-a dat Dumnezeu. Atât cât avem, atât am avut și în trecut, să știți. Toți ne-au furat, pe toți am slujit, dar noi l-am avut doar pe Dumnezeu. Legat de Sfintele Moașe, tot Părintele Iustin a avut o experiență cu un tânăr pe care eu îl cunosc. Acest tânăr a venit la Părintele cu toată convingerea că Sfintele Moaște sunt greșeli, adică nu avea o credință în puterea Sfintelor Moaște. I-a spus Părintele Iustin direct, Părintele Iustin, eu cred în Dumnezeu, eu cred în Maica Domnului, cred în Sfinți, dar nu cred în Sfintele Moaște. Și tânărul acesta a căutat de la Părintele Iustin un răspuns, o dovadă cumva. Adică totuși nu era 100% îndoit, pentru că atunci când ești 100% convins de un lucru, nu mai ceri un răspuns. Pur și simplu afirm părerea ta și atât. Și Părintele Iustin a spus, vezi că în spatele tău, era închilia de la maici, la acea vreme, Părintele, vezi că în spatele tău este o cutiuță. Ia cutiuța aia de acolo și dă-mi-o mie. E bine, cutiuța aceea era un craniu. Un craniu, un sfânt din închisor. Și în momentul în care băiatul acesta a luat cutiuța și i-a dat-o Părintele Iustin și a vrut să-i o dea, de fapt, că n-a mai apucat, a început să izvorească în acest craniu mir de curgea pe jos. Nu e asta o dovadă a Sfințeniei, oare? Nu e asta o dovadă a faptului că Sfinții, după moarte, sunt vii? Auzim la televizor de multe ori, când moare cineva, zice presa, a trecut în neființă cu tare. Păi în creștinism nu există a trecut în neființă. A trecut în veșnicie, a trecut la Domnul, a adormit. Dar noi nu trecem în neființă pentru că suntem făcuți să fim veșnici. Fie pentru rai, fie pentru iad. Așadar, nici cei din presă, care de multe ori fac pe deștepții și le știu pe toate, nu prea știu ceea ce afirmă. Trebuie să fim conștienți că de aceea a murit și a înviat Hristos. Pentru ca noi să devenim sfinți prin viața noastră. Vedem că la Sfânta Evanghelie de astăzi nu ni s-a pus în față o pildă a unei femei cuvioase. Dacă ați fost atenți, s-a pus în față pilda unei femei păcătoase. Și anume Maria Magdalena, după cum spun mulți istorici și scriitori bisericești, este cea care a uns cu miri picioarele Domnului și le-a șters cu părul capului ei. Și această femeie, prin pocăința ei, a ajuns o mare sfântă, pe care noi o prăznuim în calendarele noastre, în zilele noastre. Deci, dintr-un om păcătos, omul poate să ajungă sfânt. De ce? Pentru că nu poate omul să greșească în această viață cât de mult poate să ierte Dumnezeu. Dumnezeul nostru este mult iubitor, mult iertător. Pentru că ce este iubirea?
Sfântul Sofonie Saharov spune în felul următor. Iubirea noastră se dovedește prin puterea noastră de a ierta. Adică atât de iubitor ești, pe cât de mult poți să ierți. După cum a spus tot Evanghelia de astăzi, iertate sunt păcatele tale, pentru că mult ai iubit. Deci iertare e legată de iubire. Și de multe ori când nu putem să iertăm pe cineva și ținem minte răul, nu dăm dovadă de iubire, oricât de îndreptățiți am fi. Pentru că zice și Părintele Arsenie Papacioc, veneau la el mulți oameni și se îndreptățeau și spuneau, Părinte, mi-a făcut cu tare și nu pot să-L iert, nu pot să uit. Și atunci Părintele spunea, cum poți fi tu asemenea Hristos? Cum poți să zici și Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre? Pentru că noi de multe ori spunem rugăciuni așa doar cu gura, fără să le trăim. Și dacă nu le trăim, nu suntem creștini. Pentru că ce înseamnă creștin? A lui Hristos. Simplu, scurt. Asta înseamnă creștin. Unii se laudă cu numere în presă, că suntem nu știu cât la sută creștini, dar creștini sunt aia trăitori întru totul în Hristos. Și dacă o luăm așa, legal cum ar fi, sau canonic, după cum o vrea lumea cu dreptate, suntem foarte puțini creștini. Sfinții care sunt în calendar sunt clar modele pentru noi. Modele care sunt veșnici. Dacă citim viețile lor, vom găsi multe lucruri care și pe noi ne ating și care se referă la noi. Și care ar trebui să ne îndrume spre o viață mai curată și mai sfântă. Ăsta fiind țelul nostru. Oricât de păcătoși am fi. Să încercăm să ne schimbăm în fiecare zi. Să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu din ce în ce mai mult și nu o să ne pară rău. Asta a făcut și Sfânta Paraschiva. Asta au făcut toți Sfinții. Asta a făcut și Părintele Iustin. Care și El a făcut și face multe minuni. Cum poți să ne spună nouă oamenii necredincioși și de știință că suntem învechiți? Dacă Sfinții noștri sunt vii, dacă Sfinții noștri ne răspund la rugăciuni, sunt alături de noi. Dacă Părintele Iustin, când venea în fața Lui, spunea cam totul despre tine. De unde știa El acesta? Oare nu de la Harul Dumnezeu? Oare nu pentru că își făcuse inima tron al Preasfintei Trăi? Oare nu pentru că prin rugăciune se apropiase de Dumnezeu și avea o putere harică dumnezeiască? Acestea le putem face și noi, să știți. Unii sunt poate mai aleși în pântecile Maicii lor, dar cu toții este clar că avem această vocație, această chemare a Sfințeniei. Trebuie doar să punem în practică. Cu toții știm unde greșim, unde suntem corigenți în fața lui Dumnezeu. Cu toții avem nevoie de pocăință curată și de întoarcere la Dumnezeu pentru a ajunge Sfinți. Nu-i nimic rău în asta. Ăsta ar trebui să fie țelul nostru. Sfințenia, nu altceva. În viața de căsătorie, în viața de călugărie, nu contează unde te-a chemat Dumnezeu. Acolo să-i slujești Lui. Cum? Prin viață curată. Prin viață frumoasă. Prin viață bine plăcută. Prin viața asemenea Sfinților. Fugim în pelerinaj, la Sfinte Moași, la Sfinte Icoane. Oricând ne-a bajocorit ei. Nu contează. Noi credem în Dumnezeu, Maica Domnului și în Sfinți și cu ei vom birui. Și cu ei vom fi în Împărăția Cerurilor. Amin.